Salut! Vă pup enorm! Mult! Pupici cu sclipici! Am ajuns acum am ajuns acasă. Vă pup! Acum am ajuns acasă, am filmat, domnul meu și doamna mea, proiectul, am filmat 20 de blănuri, poate chiar 22 de blănuri, noi nouțe, blănuri naturale, adică fără intervenție, exact cum sunt animalele respective și așa, la o firmă de prestigiu care asta face. M-ați înțeles? Deci asta face, asta onorează ei. Am avut de lucru cu domnul meu și doamna mea, acum am ajuns acasă. Cei ce au cerut cremele, eu le-am trimis, da? Acum au ajuns cremele Prestige, da? Golden Grey, da? Golden Rye, pardon, Prestige, care e cea mai puternică cremă, care ajută, are soluții pentru față, pete și așa. Cea de la farmacie mi-a ajuns și aici. E aici cea de la farmacie. Asta e o cremă de la... Numai puțin că vă arăt acum. Asta e o cremă de la farmacie. Sunt la mine în birou. Așa, sunt la mine în birou aici. Bun. La gestiunea mea de lucruri. Așa, asta e crema Prestige. Ia să vedem cum să mă pun eu pe aici. Asta e crema Prestige, care au ajuns, da? Că costă, numai puțin, ca să vă vorbesc corect, just și cum e pe catalog. 32 de euro, da? Acum, nu, eu am aruncat la gunoi tot ce ține de tot felul de firme și am rămas cu asta, să vă arăt cum îi. Multe ați cerut-o și au ajuns, da? Asta e crema. Care are certificat, are tot ce îi, așa. E 32 de euro, ajunge 6 luni de zile, dar tu din a treia zi ești un alt om. Așa, iar crema de pete, v-am spus că vorbesc cu farmacia, care are o rețetă cu mercur pentru petele de față. Așa, ce înseamnă asta? Că tu ai luat-o, da? E valabilă 6 luni, da. O iei, o deschizi, da? Ea e foarte, foarte, așa, e același grămaș peste tot. Te-ai spălat și ți-ai dat pe ea finuț. Și îți salbești fața, petele, pomețe, sebumul, porii, tot. Asta. Continuăm. Fii atent ce îmi zice una. Babă, fă, nu vezi că ești expirată? Doamne, mulțumesc frumos. Apreciez. Citeți mesaje. Îmi zice Anca, am primit pasta de dinți și e foarte bună. Da, urmează acum să fac. Oamenii mei lucrează ca să facă una dintre, nu una dintre, că nu, eu nu investesc în așa ceva, cea mai puternică periuță de spălat de dinți din lume. E invenția mea. Eu o fac, încă e în lucru. Așa. Pentru că această pastă, care e cea mai bună din lume, trebuie neapărat să aibă, pe măsura ei, o peliuță. Așa, mersi pentru tot. Ce faci, Tatiana? Bună, bună pentru pistrui. Bineînțeles, dacă ai pistrui, ții ea până la momentul la care îți natural de la Dumnezeu. Dar tot ce îi lângă, tot ce a crescut lângă, tot ce nu îi, îți ia această cremă. Îi pentru pete, care e făcută de farmacie. E valabilă 6 luni de zile, că eu cu asta mă ocup, da? Mă ocup, asta e de luni, marți, miercuri, asta e a 6-a zi de când mă ocup, mâine a 7-a, mâine asta e a 5-a zi, că încă e vineri. Eu niciodată acum m-am ocupat cu așa ceva. Eu acum mă ocup pentru că eu știu ce îi nevoie. Nu bătaie de joc. De ce îi nevoie? Pasta de dinți se numește natural tot past nona silver, adică e o pastă cu argint coloidal, da? Și pastă naturală, adică mentă, da? Eu n-am nicio fațadă la dracu, am pasta asta de dinți. Acum vin de la masă. Am mâncat
de azi dimineață, nespălată pe dinți, ca să vedeți ce poate să facă pasta asta de dinți. Bine, că femeile știu. Așa, crema este bună și pentru petrele de la axila și la anghinale. Bineînțeles că e foarte bună. Bună ziua, zi frumoasă, vă doresc. Dar 6 luni de zile crema este. Nu am impreturi dentare. Din țărerea de Dumnezeu. Când să-ți arăt că nu am? E salbi, nu am. De unde se poate cumpăra? Îmi zice, bun, aș dori și eu crema aia, am probleme la ochii, sunt întunecați, corect. Da, doamnă, o cremă de asta e 100 de lei. E pentru 6 luni. Te dai în fiecare seară un strat subțire, pentru care e mercur, pentru că e făcută în condiții, pentru că e pentru pete, pentru că e din farmacie, pentru că e făcută profesional, pentru că e făcută pentru femei cu rezultate. Nu are, nu știu ce, cutie, wow! E o cremă care o faci, o dai să-ți facă fața. Bineînțeles că e bună pentru pistrui, pentru pete, pentru pete, pentru gălbăneală, pentru pori, pori închiși, pentru albire, pentru urmele de la acne. Îmi zice, e ok să vrică vrea să mă ceară după 4 luni de relație? Da, doamnă, e ok. Eu cât mai mult în cineva cere de soție după maxim un an sau 4-6 luni decât în unul după 4 ani. Numele cremei. Crema asta e Prestige Raipat, da? Care e de dat. E Raipat. Raipat. Sunt exchisite. Lucru care le au doar milionarii. Într-adevăr, și așa, e prețul de catalog. Eu nu mă bag să cer mai mult decât prețul de catalog. Logic, că nu fac pușcărie pentru nimeni. Distrus zilnic limba română și asta te apreciez aici. Pentru coșuri este bună. Doamnă, pentru coșuri foarte, foarte bună îi crema aceasta, da? Și care tu ai coșuri, dar din momentul în care au plecat coșul respectiv, tu la rândul tău ai urmă de coșuri. Ce este pe crema de farmacie? Care e asta? De unde o putem cumpăra? De la mine. De la mine. Tu îmi scrii și eu răspund la telefon. Am foarte multe comenzi și eu le onorez. Notează-ți numărul de telefon. E 0741 0, deci repet, numărul e 0741 227 099. Ce zici, Anca? Îmi scrii acolo. Scrii direct mesajul pe WhatsApp. Bună ziua, numele meu este Cecilia și locuiesc în Magnalia, strada principală, numărul 5, bloc, apartament, unde stai, oraș, județ. Doresc o pastă de dinți. Uite, acum mă sună cineva pe telefon. Da. Bună ziua, doamnă. Salut. Am și eu nevoie de pastă. Da, îți trimit pastă, nu-i problemă, intră pe WhatsApp și lasă adresa, numărul, cremă, tot ceea ce tu ai nevoie și eu te onorez. Bun. Mulțumim. Pastă, tot ce vrei tu. Eu mulțumesc. Pentru mine clientul e foarte important. Am făcut o firmă numai pentru asta. E o firmă cu o capacitate enormă. O să-mi bag doi angajați care să vă respecte cerințele voastre. Totul este lux, că așa trebuie. Da? Aici, frumos, în condiții, vine crema, care merg la femeile mele. Da? Nu am mult, am 30. Ai bine că mai am 25 acum, pentru că numai acum am venit acasă. Da? Acestea îi șamponul, nu, acesta îi gel de spălat, cum îi zice, rufele, care miros în toată casa, zici că ai ascuns. Da, aceasta e crema pentru față, care nu am onorat că nu a venit. Asta e, bineînțeles, cea mai bună din lume, pastă de dinți. Aici e Dero și aici e spray-ul cu argint coloidal. Da? Așa. Pe urmă sunt șamponurile, care sunt cele mai bune din lume, care știți că pe fiecare fir de păr circulă sânge. Asta e Dragon Blood, da? Blood. Dragon Blood, adică dragonul sângelui, care ajută și așa, netezește structura părului, da? Îi conferă strălucire, îngrijește scalpul deteriorat și așa. Deci tu, dacă ți-o căzut părul, nu ți mai cade cu ăsta. E 21 de euro. Și ăsta e
Bineînțeles, conditioner, adică balsamul, e green caviar. Sunt exquisite. Ăsta are, să ne înțelegem, 300 de grame. 300 de grame. Un dero pentru haine albe, complet albe, până la, dacă ai zis albe, albe până la spulbere. Are o jumătate de kilogram. Ăsta e biroul meu. Vreau ca să aveți foarte mare încredere. Da? E biroul meu. Da, totul e nou. Așa. Aici sunt lavetele. De făcut, asta e pentru parchet. Asta e aspiratorul. Ăsta e de dat luciu. Mânușile aici. Da? Acestea sunt de șters pantofii. Sunt pentru 10 ani. Așa, vreau ca să femeile să simtă bine, dacă are întrebări să-mi pună. Așa. Deci totul ok. Curățenie, liniște, în condiții. Totul e nou. Da? Ok? Ok. Bun. Ne așezăm și vă explic. Orice comandă îmi trimiteți, mi-ajunge mie mesajele. Și eu, la rândul meu, da, răspund. Continuăm. Da, numărul de telefon e 0741-227-099. Îmi scrii și zici, Anca, vreau pentru pete. E asta. E 100 de lei. Așa, asta e 32 de lei. Da, da, dacă ai, ai. Adică, despre ce vorbim? Nu mai vorbim acum... Uite, de exemplu, mă sună un alt număr de telefon. În fine, ultima dată când răspund, vă rog să scrieți comanda numai și numai pe WhatsApp. Mă auziți? Da, îmi scrii comanda pe WhatsApp. Acolo, adresă, nume, ce vrei să scrii, ce vrei să comanzi, te rog. Da? Alo? Alo? Deci nu mă sunați. Acolo numai scrieți adresa și spuneți: sunt Vasile Rus, vreau un șampon pentru păr deteriorat, așa. Eu vi le pun cu drag. Transportul e 20 de lei în toată România și internațional începând de marți. Bun. De unde poți cumpăra crema? De la numărul meu de telefon 0741 227 099. Coloidal, ce înseamnă? Argintul coloidal e cel mai puternic dezinfectant din lume. E un spray cu argint coloidal și un săpun cu argint coloidal cu care tu te speli. Așa. Pentru rufe, da, pentru rufe am șampon, am detergent pentru haine albe. Apoi dacă am zis albe, am zis albe până la spulbere pentru că e cu argint coloidal detergentul. Pe natural, bineînțeles, nu ce ați folosit voi vreodată. Continuăm. Pe urmă, pentru detergent, pentru haine negre, apoi dacă am zis negre, am zis negru, negru lucios, lucios, că eu le folosesc. Și dacă am zis colorate, pentru haine colorate, 1,12 euro, adică 60 de lei. Eu folosesc produsele de un an și șase luni, un an aproape și șase luni. Dinții mi spăr cu această pastă de dinți de un an și șase luni. Dar mai albi nu pot să fie. Așa e și tatăl meu și mama mea. La unul la 71 de ani și unul la 65 de ani. Și eu am dat creme la farmacie, sunt preparate acolo, așa, numai puțin că mă sună. Da? Da. Alo. Deci trebuie neapărat... Trebuie neapărat ca dumneavoastră să îmi lăsați adresă, nu să mă sunați. Adresa de pe Facebook, pe WhatsApp. Îmi zicea cineva că această cremă se găsește în farmacie preparată cu 10-15 lei. Du-te și ia-o de acolo. E o cremă preparată pentru pete, e o cremă preparată care ajută epiderma feței, pielea, ca să ducă din tot aceasta. E făcute pe o bază specială pentru a ajuta pielea să vă reveniți până la spulbere. Da? E cu mercur în ea, e cremă pentru albire. Așa.
A, că vedeți voi că la rândul vostru seamănă și așa? Da, eu nu-mi bat joc. Îi cremă ștampilată pentru, din farmacie pentru problema asta. S-a lucrat foarte mult acolo. S-a lucrat în jur de 6 luni de zile ca să scot crema asta. Nu mergi la farmacie să zici, dăm cremă de albire, că îți dă. Numai nu de albire. A mea îi de albire. Bun, continuăm. Da, e un fel de mercur, cum se zice, care e extrem de bun pentru piele, pentru albire, de dat puțin, nu mult. Că dacă dați mult, nu face efect. Puțin, câte puțin. Pentru că păcatul în lume o intrat din cauza neascultării. Abia aștept să-mi revii până la spulbere. Da, eu când m-am schimbat până la spulbere. Și când o trebuie să mai plâng, am mai stat în coș și am mai plâns încă un pic, ca să mă ridic, ca să mă vezi. Da. Eu când vreau în viața mea să lucrez, eu lucrez până la spulbere. Acolo unde alții cred că nu se mai poate face nimic, mai vin eu și mai fac eu ceva. Da, am cuvinte grele, așa-i? Normal, că-s femeie de cursă lungă, nu femeie de jumătăți de măsură. Niciodată. Eu nu sunt aici să ajut, nu sunt aici să... Așa. Unde pentru mătrață aveți. Doamne, pentru mătrață îți recomand tot sufletul meu caviar, șamponul cu de caviar, costă 21 de euro, îți ajunge vreo 6 luni, care să te speri cu el pe păr. Și eu mă sper cu caviar. Eu dacă îmi lăs părul, am atâta un păr. Așa. Îți strălucește, are luciu, are un Dumnezeu părul. Hello. Așa, ne arată fondul dumneavoastră, dacă de machiaj ne vedem, deci toate ne arătați tenul dumneavoastră fără machiaj. Da, tenul meu fără machiaj, ți-l pot arăta. Trebuie să mă duc dincolo. Dar rămâi că până la urmă îți arăt cât de important e setul pe care eu îl folosesc. Într-adevăr, costă 107 euro. Îi spun la omul ăsta, da, vă rog. Da. Poftim? La farmacie, de cine se găsește crema? Deci eu cum de se, nu înțeleg de ce se găsește sau cum? Deci nu o găsesc la farmacie, vreau să cumpăr la farmacie crema dumneavoastră, nu o găsesc? Nu, o găsești la farmacie, e la farmacie ce îți dă, e ceea ce tu ceri pentru albire. Pe mine mă interesează alte lucruri, mă interesează petele, mă interesează partea care ține de epidermă, de față, de sebum, de porii deschiși. Așa ceri și poate să prepară și ei o cremă. Eu nu pot să spun secretul meu, că n-am cum. Eu ți-l pun ca să ai rezultat, dar dacă tu vrei, cere de la farmacie, pentru că e dreptul tău să ceri de la farmacie. Nu. Mai întrebare că sunt direct, în direct. Da, nu mai. Bine, mulțumesc. Pa. La revedere. Deci din momentul în care voi n-are rost să mă sunați, că n-are rost să răspund la telefon, deci eu garantez pentru ce trimit, pentru că din momentul să trimit, pentru că atât de mult am testat. Îmi zice, i-am văzut de atâtea ori, ești minunată. Îmi spuneți, vă rog, secretul în privat, nu știu la ce îmi spui, scumpă. Când am acnee și urme lăsate de acolo, este bună crema? Păi pentru așa ceva am făcut-o eu. Voi știți că eu, alaltă ieri, aici, Ani, mi-am rupt că am... În fine, știi, când ai oglindă tot timpul. Ieri m-am stors, să zice, taică mă zice, nu te mai storce. M-am rupt aici, că am oglindă mare, aici, uite, asta, de exemplu, e o piele, care acum, înainte cu voi, o iau jos. Trebuie să o iau. Pentru că nu e a mea. Uite, Ni, vezi? O iau. Ia. Uite, am luat-o, da? Jumate am luat-o. Ok, asta ce înseamnă? Că îi o piele uscată. Acum îmi curge sânge un pic. Te preferați să curgă sânge. Asta ce înseamnă? Eu mă stor cum vreau eu. Mă fac carne vie. Pe față. Pentru că sadică, recunosc. Dar eu când m-am dat cu argint coloidal, s-a oprit tot. Pentru că e cel mai puternic dezinfectant din lume și trebuie să-l ai. N-ai ce să faci, trebuie să-l ai, că numai eu să-l dau. Îmi zice, adevărată șarlatanie. Eu sunt un om bogat. Deci eu sunt un om bogat și n-am de ce să te șarlatanez pe tine.
Deci n-am de ce. Eu îți spun ce trebuie să faci. Mai ales la bărbați. Mai ales la bărbați. Pentru ten. Pentru că lucrează tenurile fine ale femeilor. Dar pe tenurile mai puternice a bărbaților. Pentru că lucrează fața, epiderma. Ca să fii bine, bineînțeles. Crema asta de albire pentru 6 luni e o cremă care îți poate coborî la albire chiar și minus 12 ani. Eu garantez, pentru că nu aș intra să vă explic. Bun. Ceva pentru cicatrizare. Da, de cicatrizare, dacă tu ai ceva de cicatricet, acolo trebuie albit și pe urmă dat cu un spray care e 8 euro cu argint coloidal. Aveți vreun medic ceva de recomandat, de recomandat, cred, bineînțeles, numai cu medici am făcut-o, cu asistenți care sunt în laboratoare. Tu ce crezi? Că vine vreun control să mă lege? Ce ai? Eu te ajut. Ok. Și dacă merge la solar, ce efect are? Pe cum să mergi la solar? Deci, păcatul în lumea asta a venit din cauza neascultării. Adică eu îți spun ceea ce tu ai de făcut și tu faci tot cum vrei tu. Vii seara acasă. Căci nu o pot spune pentru numele lui Dumnezeu decât seara. Când ai venit acasă, te-ai spălat pe față. Și te-ai dat cu crema asta finuț. Pe toată fața. Aproape aici de ochi. Aproape de ochi. Nu în ochi! Aproape de ochi. Frumos, da? Așa. Și dormi. Dimineața o iei și te dai cu cremă de soare obligatoriu, 50+. Cum să nu te dai cu cremă? Logic că te dai cu cremă. Că doar nu începe asta și mergi așa. Să te pătezi mai mult și pe mine să mă sun pe mine. Eu și știu ce probleme ai. Am 2 ani medicină la Carol Davila, deci nu poți să-mi zici mie ce crezi tu. Bun, continuăm. Și ai rezultate. Eu asta fac în fiecare seară. Îmi zice, ați făcut medicină? Da, 2 ani de zile la Carol Davila ca asistent medical generalist. Da. Îmi zice, nu mai țipați, sperii copiii. Copiii cred că înțeleg mai mult ca unii. Cu băiețelul meu, de exemplu, când se rovește, zice, mama, adu spray-ul. Deci, așa, are și crema asta vreun prospect, ceva, listă de ingrediente? Da, are că îi... Firma care a făcut-o, farmacia, da, are codul de 270, care e făcută în 14-7, adică ieri, e cremă pentru albire și are 6 luni. Secretul nu-ți-l spun. Dacă vine medicii să facă analize, o să-l afle ei. Va trebui să mă denunți pentru asta că ți-e-ți rău. Deci nu poți să afli ce-i înăuntru, dar poți să afli rezultatele din pielea ta. M-am gândit la toate întrebările voastre eu. Că nu, de asta se deșteaptă. Cât costă? 100 de lei costă. Asta costă 100 de lei. Pentru albire. Dar te albește până la spulbere. Bineînțeles. La numărul de telefon, da, 0741 227 099. Gelul pentru rufe. Mai puțin. Șampon 21, Golden, așa. Detergent pentru îmbrăcăminte albă 12 euro, pentru îmbrăcăminte colorată 12 euro, pentru îmbrăcăminte neagră 12 euro, gel de curățat toaleta 14 euro, balsam concentrat 500 de grame, de miligrame, de mililitri, pardon, 13 euro. Și gel pentru spălat mașina, pentru vase, care ți-o noit mașina, efectiv, e 15 euro. Balsam concentrat de haine, ca să țin minte și eu, 13 euro. Am lăsat și mesaj, corect? Eu le văd aici. Nu te preocupa. Imediat îmi vine încă 2 asistenți și vă onorăm comenzile. Secretul e în cantități, nu în ingrediente, dar nu vrei să accepti. Pe mine mă interesează, secretul e să pui puțin, ca să nu pui multă, să se umfle fața.
Căci nici eu nu pun să mi se umfle fața. Am pus odată și mi s-a făcut o bășică, nu-i problemă că nu arde aia, că te anunță. Dar trebuie să pui finuț, da? Ca să lucreze frumusețea ta, epiderma feței, pH-ul feței, albirea intensă, strălucirea, elasticitatea, înviorarea feței. Îți spun eu de asta, că știu. Că știu, că doar nu stau în fiecare zi cu zeci de oameni. Îmi trebuie produse noi, îmi trebuie produse bune, îmi trebuie produse pe care să mi le asum, produse care să, când ai fața albă, să zici, numai Anca Cârcu a putut să dea așa ceva. Și să aici. Că am obosit și eu de încercat destule. Orice mesaj, nu mă sunați, scrieți adresa. Bună ziua, sunt Gabriela din Constanța, vreau o cremă de albire, vreau un gel, vreau... eu vă trimit, nu mă sudați, numai dacă aveți probleme, bănuiesc că nu sunt, că n-aveți cum să vie dacă lucrați cu mine. Așa, Anca, iubitul meu este foarte, foarte indiferent în ultimele zile, ce să fac? Nimic. Să-ți albești fața, să-ți schimbi șamponul, să-ți cumperi niște pantofi cu toc, dacă așteptați vreo două săptămâni o să-mi iasă marca mea de pantof, și să depășești această indiferență a lui prin indiferența ta cu tocuri. Că nu ai ce să faci, că doar nu îi ceri atenție. El e ocupat, dar nu cu tine. Ata tot. Nu-i problema, că e dreptul lui. Că fost la urmă, el nu a venit săracul pe lume să-l controlezi tu. Și nici tu n-ai venit pe lume să mor pentru el. Deci n-ați venit să muriți amândoi prin același condon umbilical, că n-ați venit pe lume prin același condon umbilical. Așa că nu suferi, că el e indiferent. Suferă, deci ești tu încă indiferentă, că el te-a lăsat și nu faci nimic vieții tale. Continuăm. Îmi zice să nu ne zici nimic concret. Doamnă, eu tot timpul vorbesc concret. Dumnezeu mi-e martor. Sunt singura femeie din România care vorbesc concret. Dacă îți vine vremea la întrebare, îți vorbesc concret, apăsat și asumat. Creștin, pozitiv, în condiții. Crema e bună și pentru riduri. Bineînțeles că e bună pentru riduri, pentru că e un ulei și o hidratare constantă și tu strălucești și când dormi. Când te trezești, ești un pic mai albuță. Ce înseamnă ridurile și ce înseamnă îmbătrâneța pentru față? Că sunt multe pete de bătrânețe. Elea nu ne trebuie. Nu avem nevoie de ele. Nu ați văzut în străinătate tot felul de femei în vârstă, care în tot albirea pentru ele e esențială. Iar eu am străit într-o monarhie și știu ce înseamnă 7 ani plecată. Ceva pentru psoriziaș aveți? Am rezolvat sute de persoane. Sute de persoane nu, că min. 30-60 de persoane, nu mai mult, pentru că nu sunt în asta numai de o săptămână. Dar o să rezolv milioane cu spray-ul cu săpunul și spray-ul cu argint coloidal. Te sper cu săpunul cu argint coloidal, care pentru fungi, care pentru dezinfectare, pentru albire, la fel. Și cât băște te-ai de șters, da? Te dai cu spray-ul cu argint coloidal, două, ata tot. Și nu ai nimic ca să se ducă elea. Milioanele de vene roșie, inflamația, punguțele și așa mai departe. Continuăm. Crema e bună pentru riduri. Crema care e cea mai bună pentru riduri și o comand peste măsura aeroporturilor la care eu văd, e Golden Rai. Asta e cu care eu mă dau. Bineînțeles că mă dau. Logic, doar nu mă uit la aia. Marketing. Nu-i marketing. Eu îți spun ce ai tu de făcut. Și dacă îți spun ce ai tu de făcut și trebuie să treci strada, că acolo e magazinul și nu e în casa ta, trebuie să te ridici și să treci dincolo, că nu e în casa ta magazinul. E chestie de atitudine. Boala, sărăcia și lenia e o chestie de atitudine. Și punct. Îmi zice, tu faci de toate, de la cremă până la pantof, îmi dau seama ce bune sunt. Da, eu fac acum o precă de pantof care se numește Tonic Richardson, care e un model despre care tot refuz și despre care tot lucrează oamenii, că trebuie să-mi trag atenția ca să-l aduc pe piață, care să fie semnat și cumpărat pe OSIM ca nimeni să nu mi-l ia. Bun. Femeie, ce facem dacă avem alergii și tu ne zici ce conține, plătești tu spitalul? Doamnă, dacă ai alergie, orice cremă care tu o cumperi, asta e de farmacie. Da, ok. Îți ajunge la tine, că trebuie să-ți ajungă la tine. Da? Dacă nu o cumperi de la farmacie, de la 2 metri de tine, îi spui pentru ce ai nevoie și te dai unde e pielea mai sensibilă, la gât sau aici într-un colț, da? Sau aici,
Și aștept o jumătate de oră. Ca să nu faci probleme. Dacă zici că atâta ești de alergică. Și după aia o dai pe toată fața. Îți vrei să salvești gâtul? Dă-te mă pe gât. Șalbește-ți gâtul. Eu n-am niciun semn pe gât, n-am nimic ca ea. Ce am? Am ceva? Nu am. Pentru că mă dau. Eu nu-s puturoasă când dorm. Eu am un ritual fantastic, măi oameni. Eu când mă duc la somn, înainte să mă duc la somn, bineînțeles, mă uit în oglindă, îmi iau laveta mea și mă minunez. Îi mulțumesc la Dumnezeu că sunt femeie în fiecare seară. Pe mine nu mă interesează cine mă sună. Încă eu mă preocup că n-am timp să văd toți oamenii care vor să mă vadă într-o zi. Eu nu sufăr după astea, eu sufăr după mine. Eu să fiu bine cu mine. Ceva pentru, așa am zis, ceva pentru psoriazis, eu ți-am spus ce îi și îți trece peste măsura doctorilor pe care tu îi cunoști de altfel. Măi, ați încercat cu doctorii, de ce nu încercați un săpun cu argint coloidal? Încercați, că trebuie să încercați. Îmi zice, păi hai de să vorbim concret. Ce ți-am scris de 7.000 de ori? Doamna Kiri, 28. Doamna, trebuie să ai ceva pentru... Da, am spus, pisăpunul cu argint coloidal și spray-ul cu argint coloidal. Acestea, în total, sunt 80 de lei. Sunt aduse de între Elveția și Slovacia. Sunt lucruri care sunt naturale. Ei n-au probleme așa mari. Voi nu vedeți. Într-adevăr, ei de la mine nu mai merg la doctori. Asta e. Ori da faliment. Îmi ziceam că vorbeai de un prosop. Da, e un prosop care tu atunci când te speli continui să fii dezinfectat în continuare cu prosop cu argint coloidal. Ăla e pentru toată viața ta. Dacă l-ai luat, îl lași neam de neamul tău. Îmi zice, am folosit și eu crema foarte bună, recomand. Doamnă, crema tare. Da, îți mai dau o dată numărul de telefon, 0741 227 099. Eu de 10 ani am confruntat de coșul, nimic nu m-a ajutat. Doamnă, ai folosit vreodată săpun cu argint coloidal? Spun eu că nu. După ce te-ai spălat cu săpunul cu argint coloidal, ți-ai dat un jet cu spray cu argint coloidal? Nu. Ăla e secretul. Eu ieri am prins o oglindă, m-am infectat la față. Deci nu m-am preocupat. Am venit, m-am spălat și m-am dat cu spray cu argint coloidal. Îmi zice, nici nu știi să pronunți psoriazis. Psoriazis, eu îți spun pe litere. Și nu vorbești aici în necunoștință de cauză despre niște creme. Și vorbești aici în necunoștință de cauză despre niște creme. Doamne, ai de vorbit ceva cu crema asta ștampilată? Eu sunt ambasadorul ei. Du-te acolo. Tu preocupă-te să o ai. Că dacă o ai, numai de asta vorbești. Nu mai vorbești de iubitul tău, nici de copilul tău, de nimica. Numai de asta vorbești. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Puteți face ce figuri vreți. Aveți nevoie de astea de ieri. Așa. Îmi zice, invidia vă doare când vedeți o femeie deșteaptă. Eu îi mulțumesc la Dumnezeu că sunt înțeleaptă și vreau ca multe femei să se deștepte. Da? Eu sunt la mine în birou cu sute de comenzi. Da? Eu vreau să vă spun că am intrat să vă mulțumesc pentru cele care au cumpărat, pentru că numai cele care au cumpărat și știu, la rândul lor, revin, eu nu șterg numere de telefon de aici niciodată. Niciodată nu le șterg. Continuăm. Pentru păr uscat, ce ai? Pentru păr pe față. Pentru păr pe față, primul rând, e bine ca să te dai cu săpun și cu spray cu argint coloidal, să se dezinfecteze, că dacă îl ai și pufos, că n-am eu ce să fac, numai dacă îl iei, n-am ce să fac, că la multe lucruri nu am răspuns. La multe întrebări de ale dumneavoastră nu am răspuns, pentru că nu pot să răspund la toate întrebările și nu pot să ajut numai ce în măsură m-a ajutat și pe mine, peste măsura explicațiilor. În altfel eu nu mă bag.
Nu mă bag. Nu-mi bat joc de banul omului. Nu mă bag în alte căcaturi. Părul de pe față, în primul rând, trebuie albit, chiar dacă există, că o să-l acces mai ușor. Dacă tot timpul e negru, e negru, pentru că iese de la un sebum care nu e reglat. Și punct. Ca să reglezi, trebuie să pun cu argint cloritală. Păi, reglezi roșiața, nu doar un păr. Despre ce vorbim? Ești minunat, îmi place foarte mult, mult pentru păr, pe față, lampa de benzină. Nu râdeți că trimiteți și în Germania, da, doamnă, trimiteți și în Germania, doar că transportul a celor de la DPV, DPD, îi 20-25 de euro, depinde de câte kilograme sunt. Dar îți ajunge acolo contra cost. Anca, te rog să-mi dai și mie numărul tău de WhatsApp. E 0741-227-099. Să-mi scrii acolo adresa și ceea ce tu vrei, ca eu să pot onora să-ți trimit. Orice transport, oricâte kilograme, la nivel național, costă 20 de lei și îți ajunge direct în bucătărie. Anca, cum să fac să fiu pozitivă? În primul rând, te trezești dimineața și te uiți că ai deschis ochii și să-i mulțumești la Dumnezeu că te-a trezit dimineața. Nu toți au privilegiul ăsta. Și pe urmă trebuie să fii pozitivă, pentru că în jurul tău Dumnezeu ți-a mai lăsat oameni. Mama, tata, copilul, bunicul, soțul și tu însăți. Și tu trebuie să te uiți în oglindă și să te bucuri, să te atingi, că ești trezită dimineața. Căci mulți, repet, nu au acest privilegiu. Eu am avut un frate care a murit la 36 de ani. Și să fii pozitivă. Deschizi Biblia, te bucuri 5-7 minute de Biblie, pentru că e cartea de circulație. Respiri, te speri pe dinți frumos, te relaxezi, respiri încă o dată și mulțumești la Dumnezeu pentru tot ce ai. Că dacă noi am mulțumit la Dumnezeu pentru tot ce avem, n-am avea vreme să ne mai plângem. Noi trebuie să ne mulțumim de ceea ce avem, ca să-i mulțumim la Dumnezeu, că noi cerem și nu-i mai mulțumim la Dumnezeu pentru ceea ce avem deja. Și tu ești un om bogat. Tu mă întreci pe mine la pozitivitate. Eu de câte ori uit asta, de pe urmă te uiți la copilul tău și zici, Doamne, mai frumos ca al meu copil ești tu. Și să-i aduci bucurie și mulțumire la Dumnezeu. Că n-ai nicio șansă. Că tot de Dumnezeu dai. Oriunde mergi. Nu dai de copilul tău. Că copilul ție nu-ți datorează viața, ci doar creșterea. După ce ți-ai făcut treaba, să duce la Maria și dacă e bărbat, să duce la Georgeta. De ce? Pentru că puțuca îi mai duce ca mămucă. Îngrijește-te tu pe tine că tăți după 7 ani au treabă. 7 ani ca copii atunci când au intrat rațiunea. Continuăm. Fericite pentru gândirea ta, te ador, să-ți dea Dumnezeu frumos. Anca, mai dăm o dată numărul, da. Îmi zice, săpunul se poate folosi și la duș, săpunul te speri cu el, peste tot, pe păr, dacă vrei, pe față, pe gât, pe corp, punct. E foarte important prosopul. E un prosop care costă 1,40 de euro, 1,60 de euro, 1,96 de euro, cel mai mare. Îl ai pentru toată viața ta. Da, bun. Anca, vorbeai de laveta de șters pe jos. Da, e o lavetă care folosește 10 ani. Gândește-te tu ca femeie în 10 ani, câte mopuri arunci tu în 10 ani? Că trebuie să le arunci căput? N-ai ce faci, trebuie să le arunci? Nu. O lavetă de aia de șters praful, dar bine că eu nu am aspirator în casă, eu am laveta aia. Așa, e pentru 10 ani. Costă 60 de euro. Pentru 10 ani. E bio, e adevărat. Continuăm. Îmi zice... Îmi zice, la ce te ajută săpunul la păr? Păi te ajută dacă vrei să te spăli. Eu săpunul cu argint coloidal îl folosesc pentru față. Și șamponul cu caviar sau cu Dragon's Blood îl folosesc pentru păr. Șamponul pentru păr, bineînțeles. Încă vreau și eu un șampon și o pastă de dinți. Da, scriem pe numărul de telefon 0741-227-099. Pe mine voi niciodată. Pe mine, voi, niciodată, nu o să mă vedeți vorbind de alte produse. Voi ce credeți că eu fiind vlogger, nu au venit la mine sute de firme? Eu
V-am spus ce folosesc. Plasa de vinți care e cea mai bună din lume. Voi m-ați băgat în afacerea asta. Pentru că s-au vândut atât de multe, s-au vândut atât de multe paste, încât firma m-a căutat. S-au vândut peste 20.000 de paste de dinți. Iohannis nu a putut face o Românie nici educată și nici curată. O fac eu. Mi-a ajuns pachetul Anca, pasta de dinți e demențială, miroase toată casa mentă. Corect. Ce vorbim acum? Nu vin prostii. Recomand pasta de dinți, e foarte bună, doamnă. Scrie-le, că ei cred că eu, nu știu ce market. Fă-ți treaba tu, că eu ți-am adus produsele. Ca să-ți vin acasă, dăm adresa ta. Și plătești-o și taci și fă-ți treaba. Pentru că mai bună ca asta nu găsești în toată viața ta odată. Și din momentul în care ai folosit-o, tu niciodată nu mai poți să fii același om. Niciodată în viața ta. Numai că ai folosit un produs, nu mai poți să fii același om. Și când zâmbești, zâmbești. Câtă gura. Îmi zice, e superbă, mulțumesc. Mulțumesc. Pentru pete și pentru pistruci, ce îmi recomand? Crema aceasta, care s-a făcut în data de 14 ieri, până acum n-am avut-o, v-am explicat că e în lucru, iar am folosit-o, iar nu mi-a plăcut ceva textura, iar s-a făcut, nu știu, până ce s-a făcut. Da? Și crema e 100 de lei, e pentru 6 luni și te albește gâtul, până aici, Anita, odată te schimbi. Fără milă, trebuie să vă albiți. Doamnă, v-am întrebat dacă săpunul este bun pentru, bun pentru sincer. E bun pentru tot. Pentru fund, pentru păsărică, pentru tot. Trebuie să-l ai, mai ales pentru fund și altele. Și eu vreau. Da, scriem pe numărul de telefon aici. 07 aici. Aici vin toate mesajele, nu vă preocupați, că mă ocup imediat. Mulțumesc, domnule Daniel, pentru trandafir. E 0741 227 099. Anca, mai zi-mi o dată de crema aia bună, pentru că i-am cumpărat la mama mea și vreau și eu urgent. Ne batem la ea și... Da, e normal că trebuie să ai și tu crema ta și mama ta crema ta. Trebuie să-ți... Cât e 32 de euro o cremă? Nu mă aplic, mi-a căzut aia. 32 de euro împărțit la 5, e 160 de lei. Păi eu, în aeroport, numai puțin. Da, da. Salut. Da, scumpă, scrie pe WhatsApp adresa, număr, stradă, că eu ți-o trimit.